tu, Darida, tu erai acum, dansează-te, nevastă, femeie bună, și o, vai de mine și ia de tine. Ia să nevasta ta aici, vezi că mă enervezi. Aoleu, lasă-mă aici să nu mai zic nevastă. În emisiunea asta, prezentatoarea emisiunii. Nu am niciun rol, domnule, în emisiunea asta. Prezentatoarea emisiunii. În emisiunea asta există prezentatorul Claudiu Bogdan și nevastă. Normal, pardon, eronat. Da, bună foarte dimineața, într-o zi minunată de astăzi, ci că e un articol, am intrat pe libertatea.ro și am găsit un articol despre ci că lucruri pe care le fac bărbații în dormitor și le enervează rău de tot pe femei. Despre câteva dintre ele nu putem să vorbim pe lumină, despre câteva dintre ele nu putem să vorbim mai deloc dacă sunteți pudici, dar am găsit unul care e haios. Zice așa, ci că bărbatul face un gest urât, din punct de vedere al femeii, care o enervează maxim. Poartă șosete în timpul actului. Ai, lasă-mă că ne strici dimineața. Ce are, mă, să porți șosete? Păi dacă ți-e frig la picioare, nu funcționează mașinăria. Da, corect. Mai sunt și spălate, nespălate, zic, mă, probabil. Găbițu, cum adică să faci fără? Păi dacă ți-e rece la picioare, dar ea stă întinsă pe pat, dar tu stai în picioare la marginea patului, că e gresie pe jos, ți-e frig la picioare, nu? Dar cum e posibil schimb, așa ceva? Schimb gresia, pui parchet. Mai, da, exact, mai faci și tu prin bucătărie, pe pui, jos, frig, grece, în baie. Pui, uite, pui, uite, faci în baie, da? Da. Apă pe jos, a curs apă. Leopa, 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 așa. Apuci, bă, Claudiu, nu da, spui șosete. Da, s-o colo de treabă, dar e posibil așa ceva? Da, nu vrei să mă lași pe mine în pace cu astea? Să facem concurs? Eu de o oră mă chinui să dau o rețetă și tu ne povestești de... din tâmpeniile pe care le fac bărbați. Doamne, hai, pregătiți-vă și de concurs, pentru că vom da două invitații la spectacolul 5 femei de tranziție. Unde da? Unde? Ia arată-mi și tu afișul ăla. Ia afișul. Care va avea loc la Sala Palatului luni 17 decembrie 2012 până cu ora 19:30 de minute. Sunați, intrați în direct și veți primi două invitații. Practic vă puteți duce cu cine doriți dumneavoastră, soțul, soția, iubitul, iubita, amantul, amanta. Etc, etc, etc. Da. Da, hai să dăm generic, după care să luăm pe cineva în direct. Aveți timp să sunați acum. Între timp dau și asta. Ce zici? Da, da, dar atunci dăm generic, cum spuneam. Hai. Care le va să zic că avem organizatori, prieteni de spectacole, atât Sala Palatului, cât și tati, binecunoscutul Angel, domn Angel, cel care împreună cu soțul Mariei Dragomiroi, cum îl cheamă, mă? Bebe Mihu. Bebe Mihu, sunt cei mai cunoscuți organizatori de spectacole din România. Dar ce-a pățit femeia? Și e vorba de Parcul Național... Proiectul Național Cultural, nu mă, asta mă, cum asta la altă e? Ce vrei, mă, lasă-mă pace că nu mă gădil. Zice așa, Asociația Culturală de Teatru, Muzică și Film Dracula. Sunt cei care organizează acest spectacol. Da, gata, am terminat. Tante, asta ce-a pățit? Da, nu știu, cred că s-a răzbunat cineva pe ea, nu reușim să înțelegem. Deci, da, deci, în fine, hai tempo. Zâmbește, 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 zâmbește. A, știu de ce, mă. E Asociația Culturală Dracula. Deci, gata, m-am prins. Acum trebuia să fie cineva și Dracula în, da? Rodica Popescu Bitănescu este cea care organizează, nu știu cum să zic. E șefa. Uite, regie, cea care semnează regia și scenariul și tot ce vrea ea. Cine e tante asta, nu știm. Este nevasta lui Dracula? S-ar putea. S-ar putea. Hai, alo, bună dimineața. Alo, bună dimineața. Cine hai la telefon? Tare, mai cu viață. Andrei din Târgoviște. Așa că m-aș și speriat, am crezut că nu e nimeni. Păi și vii luni în București la spectacol, Andrei? Da, am să-mi fac timp. O să-și facă? Da, bă, băi, ziua cadoului, e luna cadoului, decembrie, bine, îți mai faci un cadou. Bine, să nu iei biletele degeaba, de asta zic. Nu, că am mai dat niște bilete la niște unii care nu au venit. Și, da, spun oamenii că vin din provincie și după aia nu vin și păcat de biletele alea, că da? Poate să meargă cineva care chiar e în zonă. Bă, fii atent, da? Stau la intrare și te întreb. Bine. Fă-i un X pe invitație să văd eu la intrare dacă vine sau nu. Stai și verifici 4300 de bilete, câte se... 5000 câte locuri verific. Sunt da. La Sala Palatului. Da, bine, hai. Cine stai, e regizoarea? Exact. Regizoarea e Rodica Popescu Bitănescu. Așa, nu așa da. Se... Băi, când vorbești de Rodica Popescu Bitănescu, zici... Da, așa se face când vorbești de... Numai de... tu poți să câștigi e cea mai la surzătoare. Întrebarea asta. Noi ne-am dat cu presupusul că doamna asta de aici de pe afiș e nevasta lui Dracula. Nu, e moldoveancă de fel. Deci nu pare treabă. Ce face, mă? Azi că e moldoveancă de fel. E moldoveancă. Nu te mai auzi, nu s-a întrebat legătura. Dar o de ce e moldoveancă? Dar nu înțeleg care de care problema? Păi nu, e din zona Transilvaniei, nu e din zona Moldovei. Ah.
Băi, ești prea complicat pentru noi. Băi, prietene, ia închide tu telefonul, că dacă nu mă enervezi, îl închid eu. Bine, Andrei, da? Andrei din Târgoviște, da, sunt ale tale. Auzi, deci nu e din Transilvania, nu e din zona aia, știi, de unde e... Dracula, castelul, la la la. Doamne, ne-a luat cu gândire de dimineață. Da, băi, băi, deci unii oameni chiar gândesc de dimineață. Noi ne-am molipsit de la asistente, nu prea gândim. Pixul și hârtia și notați mai degrabă. Budincă de varză cu griș, o nebunie. Oh. Aveți nevoie de o varză crudă, varză dintre asta proaspătă, da. Două cepe babane, adică mari, Cristina. O ceașcă mare varză. De ulei. Dar nu ne trebuie două, ci una. Una. O ceașcă mare cu ulei, sare după gustul fiecăruia, da. Și puțin piper. Aveți nevoie de 6 linguri cu griș și 2 linguri cu pesmet. Așadar, se curăță varza de foliile uscate, se spală, evident, se taie în 4 și se fierbe un sfert de oră în apă cu sare. Fierbeți în apă cu sare și apoi se scoate, se scurge și se dă prin mașina de tocat carne și se lasă tocat în farfurie. Se curăță ceapa, se toacă mărunt, se călește în ulei, se păstrează 2 linguri din ulei pentru a unge forma de budincă. Când ceapa devine transparentă, deci nu o ardeți, nu o prăjiți rău de tot, doar un pic călită, se pune varza tocată în cratiță și se călește în continuare cu ceapa. Ceapa cu varza se mai călesc puțin, se sărează și se piperează după gustul fiecăruia. După ce le-ați prăjit împreună, grișul se rumănește într-o altă tigaie, dar fără ulei, pe uscat, se stinge cu apă caldă și se mai fierbe grișul câteva minuțele în acea apă și se lasă acoperit. Se unge o formă de budincă cu ulei, se tapetează forma cu pesmet, se așează la bază amestecul de varză cu ceapă, se pune apoi grișul și se acoperă cu un alt strat de varză și se ține la cuptor cam 20 de minute. După cele 20 de minute, lăsați puțin la răcit, se taie felii, dar se servește caldă, nu rece complet. Bun. Foarte bună încercație, povestiți-ne luni dimineață, da? să nu poți... Păi, mai adică ai dat un... Băi, deși e Cristina o rețetă, dar dacă nu o faci cum trebuie, adevărul e că nu e bună. Aia la altă, ne-mi place mie foarte. De varză cu ciuperci și orez, am mai zis. A povestit-o odată în direct și am primit luni dimineață așa într-o vine și a primit luni dimineață, mai țin minte tot felul de SMS-uri. Că nu e bună, că nu le-a ieșit. Nu cred că am primit SMS-uri că nu e bună. Ai primit-o așa ceva? Bă, nu te rușine, ai mâncat? Păi asta am zis, bă, că nu, dacă nu știi să prepari chestia, rețeta aia, dacă nu, trebuie să faci o dată păi, direct. Păi nici eu nu știam, am făcut-o exact după carte și a ieșit bună. Dar ai da? Mâncat ca purcelul de fiecare dată când am făcut și ai tu peul și obrăznicia. Nu ca purcelul, am mâncat ca un cotez plin de porci, deci mie îmi place chiar foarte mult. N-ai înțeles, păi, înțeles, uite, da. Hai că poate să votăm și pe aia săptămâna viitoare. Claudiu, am văzut-o aseară pe soția ta. Aoleu, cine o fi soția ta, da? Că eu sunt colega. Deci îmi pare rău, deci vezi că rămâi la stadiul de soție. Vorbești mult de soția asta ta, trebuie să fie importantă, să faci cunoștință. Deci Claudiu, am văzut aseară pe soția ta la un alt post, de când era ea tânără. Aoleu, cu asta se da foc la pălărie. Cu asta m-ați lovit direct în ficata. Să vezi ce cânta și dansa. În emisiune, de ce nu mai cântă? Că de dansa dansează mai bine decât maimuțele. Alea. Hai să nu supărăm fetele. Le-a făcut maimuțele. Da, în rest ce să zic, aveți dreptate. Deci tu cu mesajul ăsta ne-ai lovit pe toate trei. De da. Ele le-ai făcut mai multe. Mai și bine. De mine ai zis că-s bătrână. Deci da, de tine. Ne-ai lovit și tu ești ăla frumosul și minunatul. Despre și noi maimuțele bătrâne. Știi ce, Claudiu? Alege din sutele de mesaje pe care le primim. Alege el care știe. Da, meteo, ceva de bine, facem meteo mai de bine așa de noi și de rău de tine, nu e nimic pe acolo? Pare rău, nu. Numai tu m-ai făcut porc în direct. De-aia am citit SMS-ul. Bun, hai, citim meteo, rubricuța meteo. Să vă și spunem încă un concurs. Va fi weekendul ăsta, puțin mai încolo. De asemenea, vom sta de vorbă, atenție mare. Avem o doamnă care ne este foarte, foarte dragă nouă. Da. Se numește doamna Gica Olteanu, care este horticultor, șofă la Garden Center și care, cu care m-am întâlnit zile trecute la cei care ne îmbracă pe noi la mini-pri și le mulțumim foarte mult. Și o întrebam, domnule, dar mai merge activitatea, nu știu ce, frig, foarte frig afară. Și îmi zice, Claudiu, acum pe frigul ăsta, ci că se plantează cel mai bine copaci și flori și alte. Cum, doamnă, pe frigul ăsta? Care, ci că acum este cel mai bine, planta nu are nevoie de foarte mare îngrijire. Despre ce e vorba, vorbim imediat, repede, meteo. Vă zic eu mai întâi și mai întâi din Europa. Zice cam... Oh, nu am eu.